Bună, draga mea! Sunt Lunaala! Dacă ești născută la 17 noiembrie, ești ambițioasă și muncești din greu. La o vârstă fragedă ai realizat că îți dorești ceva special din viață, așa că ești complet dedicată obiectivelor tale și te străduiești cu pasiune să le atingi. Îți prezinți planurile și ideile în așa fel încât practic să le garantezi succesul viitor. Tot ceea ce nu poate fi obținut prin rigiditate și perseverență, obții printr-o planificare inteligentă, o gândire strategică și o convingere blândă. Ești asemenea unui pod peste apele învolburate, combini într-un singur întreg punctele de vedere opuse, oamenii, interesele. Viața ta poate fi comparată cu o răscruce de drumuri unde se intersectează căile care duc în direcții diferite. Acționezi adesea precum cimentul, împiedicând clădirea să se prăbușească. Știm totdeauna să asiguri pacea și liniștea în sfera familiei, a societății și a profesiei. Probabil, capacitatea uimitoare de a combina lucrurile într-un întreg se datorează planului tău cultural și bagajului genetic, în care de obicei se împletesc mai multe principii diferite. Din acest motiv, tu ești dovada vie că diverse categorii culturale, de clasă și politice care par a fi complet incompatibile pot fi de fapt combinate. Semnul tău zodiacal aparține constelației Scorpion. Semnul zodiacal Scorpion este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: pasiune, prudență, rezistență, încredere, autocontrol. Ești condusă de războinicul Marte. Acest patron ceresc îți oferă pasiuni și energie puternice. Curajoasă și activă, nu știi întotdeauna să-ți controlezi agresivitatea, ești energică și ești supusă unor emoții puternice, în special ești geloasă. O minte practică și capacitatea de a acționa îți asigură succesul. Voința și onestitatea ta pot degenera în mângârie și încăpățânare arogantă, iar setea de activitate, într-o mișcare constantă sub influența propriilor instincte, nu întotdeauna bune. Trebuie să-ți folosești starea de spirit a intelectului pentru a înțelege pe ceilalți și a colabora cu ei. Impulsurile excentrice ar trebui să fie reținute. Curajosul Marte controlează emoțiile tale, însă, răsplătindu-te cu pasiune, ți-a oferit și o minte puternică și plină de viață. Analiza intelectuală a fiecărei situații, combinată cu o voință puternică naturală, este secretul succesului tău. Ești capabilă să-ți frânezi propria agresivitate și emoționalitate. Cinismul și aroganța, mânia și sporovăiala, toate acestea sunt doar laturile opuse ale manifestării excesive a multor calități pozitive ale tale. Influența planetelor poate fi puternică, dar tu faci alegerea finală. Guvernatorul tău astral este Pluto, care determină legătura cu transformările și procesele mentale profunde, schimbări profunde ale personalității, psihanaliză, moarte și renaștere, dar și extrasenzorial. Planeta ta în exil este Venus. Aceasta este responsabilă pentru sentimentul posesivității, precum și pentru lipsa unui sentiment de armonie în sine. Tu ești sortită succesului. Ai toate puterile necesare pentru asta, abilități, aptitudini, cunoștințe necesare pe care le dobândești în procesul de învățare. Ești ca un burete. Absorbi ușor și rapid cunoștințe noi, le filtrezi, acumulezi cele necesare. Mai mult, ai o capacitate unică de a folosi cunoștințele acolo unde este necesar. Ești sociabilă, răbdătoare, tolerantă. Rareori ridici vocea chiar dacă ești autoritară. Câștigi repede încredere și respect într-un grup social, într-un colectiv de muncă. Mai mult, tu urăști certurile, contradicțiile, bârfele și toate formele de discriminare. Ești mândră de emanciparea ta și nu-ți vei schimba independența pentru nimic din lume. În etapele mai mature ale vieții, încerci adesea să crești bogăția și să înceapă să-ți pese de ce tip de moștenire vei lăsa. Nu ai neapărat un nivel ridicat de pretenții, cu toate acestea, luând o poziție importantă, Nu vei renunța la ea și vei rezista la orice încercare de demitere. Dacă ajungi să-i conduci pe alții sau să-i protejezi pe cei în nevoie, poți, dacă este necesar, să atingi înălțimi fără precedent și să-i provoci pe zei. Ai un sistem de principii morale extrem de stricte, ceea ce te face uneori mai puțin flexibilă. În plus, poți întâmpina probleme emoționale în comunicare. Ești mândră de obiectivitatea și capacitatea ta de a nu-ți pierde capul în fața oricăror probleme și nenorociri, pe care le gestionezi datorită unei abilități bine dezvoltate de a te feri de tot ceea ce te poate excita. Drept urmare, există riscul să fii rănită de alții. Ai orientarea accentuată către latura materială a vieții, în urma căreia rareori întâmpini dificultăți financiare. Casa ta este solidă, confortabilă și curată. Tu rareori te bazezi pe șanse și ar trebui să-ți domolești tendința de a controla tot ceea ce se întâmplă. Te distingi față de alții nativi din Scorpion prin astfel de trăsături speciale. Ești emoțională, intrigantă, tacticoasă, sexy, înțeleaptă, atractivă. Te plictisești să fii într-o relație stabilă, egală, ai nevoie constantă de emoții și experiențe noi, așa că dacă un partener nu îți dă aceste emoții, aranjezi câteva scene sau cauți un nou obiect de dragoste. Într-o relație, aștepți admirație și împlinirea incontestabilă a tuturor dorințelor tale. Ești obișnuită să fii centrul atenției, ești în continuă mișcare, te alături cu ușurință noilor companii și poți susține orice conversație. Cum afectează data de 17 noiembrie soarta ta? Stelele s-au reunit în așa fel încât viața ta seamănă mai mult cu alergarea pe o pistă cu obstacole. Viața ta este plină de evenimente negative și vor fi necesare doar propriile eforturi pentru a le depăși. Caracterul puternic și rezistența excelentă îți vor permite să faci față dificultăților. Poți obține fericirea și succesul numai prin propriile eforturi. Pentru a menține vitalitatea, va trebui să dezvolți blândețe emoțională pentru a nu te împiedica în procesul de depășire a testelor trimise de soartă, și să crezi că vor veni vremuri mai luminoase. Ai o personalitate minunată. Prin urmare, adesea te scufunzi adânc în evenimente publice și conflicte nerezolvate. A judeca părțile în război și a oferi sfaturi practice pentru soluționarea situației, aceasta este misiunea ta principală. În plus, ai darul de a preveni dezastrul. Experiența ta vastă de viață și abilitățile intelectuale deosebite fac posibilă privirea cu mult înainte și anticiparea dezvoltării ulterioare a evenimentelor. Adesea intri în lupta pentru independența și libertatea ta. Punând aceste principii în frunta priorităților tale de viață, te poți implica într-o dispută și te poți certa cu oricine se luptă cu tine. Ești foarte principială și nu te abați niciodată de la principiile tale. Libertatea și egalitatea sunt numai puțin apreciate de tine. Aplici aceste concepte încercând să le explici valoarea celorlalți oameni. Îi vei proteja întotdeauna pe cei slabi, chiar dacă acest pas nu este apreciat din exterior. Ca lider, nu vei arăta niciodată autoritate și manierism. Ești obișnuită să dobândești autoritate prin evocarea respectului, mai degrabă decât suprimarea și oprimarea voinței subordonaților. Creativitatea și constructivitatea în orice proces sunt principalele tale caracteristici. Te străduiești întotdeauna să construiești, să achiziționezi sau să dezvolți ceva care este deja verificat. Nu urmărești nenumărate bogății, dar în același timp, stabilitatea financiară este un fapt important pentru tine. Cele mai importante pentru tine sunt valorile familiei. Vei avea mereu grijă de gospodăria ta și vei face tot ce este posibil în beneficiul celor dragi. Aceste lucruri se aplică atât financiar, cât și emoțional. Dragoste și compatibilitate. În relații strânse, ești o iubită senzuală și pasională, destul de secretoasă, nu-ți permiți să-ți dezvălui emoțiile cele mai profunde în public. Intrând într-o relație pe termen lung, te dovedești a fi un partener loial, generos și de încredere, dar lipsa de încredere în partenerul tău poate duce la gelozie și duritate în comunicarea cu cei dragi. Perechea ideală pentru tine este unul dintre reprezentanții constelației Pești, Rac sau Taur. Bărbatul Pești este la fel de senzual, dar ușor inferior nivelului tău de conducere, îți va deveni un însoțitor fidel, capabil să stingă temperamentul tău excesiv. Bărbatul Rac este gata să dea mai multe decât să primească, este potrivit pentru tine, va aprecia misterul și noblețea ta. Cu bărbatul Taur ai o compatibilitate sexuală excelentă și opinii similare asupra familiei. Cel mai dificil lucru pentru tine va fi să construiești o relație cu reprezentanții constelațiilor Berbec, Leu și Scorpion. În oricare dintre cazuri, ca doi lideri născuți, veți lupta constant pentru putere în cuplu, ceea ce va duce mai devreme sau mai târziu la finalizarea romanului. Nimeni nu va dori să facă concesii sau să depună armele. Cu toate acestea, în aceste cazuri este posibil un roman scurt, dar viu și pasional. Bărbatul Gemeni este independent și instabil, iar tu ești neobișnuită de geloasă. Cu alte cuvinte, această alianță este un adevărat amestec exploziv. Multe lucruri te pot lega de bărbatul Fecioară, în primul rând caracteristici comune precum onestitatea, dorința de dreptate, simțul datoriei. O astfel de uniune se bazează pe iubirea, prietenie, sprijinul și asistența reciprocă. Cu bărbatul Balanță toate opțiunile existente pentru relații sunt posibile, de la prietenie la cooperare și de la ură la iubire. Uniunea cu bărbatul Săgetător este pasională și furtunoasă, dar rareori lungă și de durată. Cel mai greu lucru pentru tine este să înțelegi și să ierți dragostea lui de libertate. Într-o relație cu încăpățânatul Capricorn, există pasiune, dragoste și respect reciproc, dar nu poate fi numită liniștită. Cu bărbatul Vărsător este o legătură emoțională foarte dificilă. Pe de-o parte, aveți o compatibilitate sexuală excelentă, tu ai suficientă fervoare și pasiune pentru doi, dar el aduce imprevizibilitate relației voastre, ne vei putea ierta trădarea. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ești cunoscută sub numele de workaholică. Ești ambițioasă, rațională, practică. Ești predominant materialistă. Depui toate eforturile pentru atingerea obiectivelor încă din copilărie. Odată cu vârsta, obiceiurile tale nu se schimbă. Chiar și acolo unde ar fi posibil să lași lucrurile să meargă în voia sorții, dorești să controlezi totul. Punctele tale forte sunt capacitatea de a planifica, viteza de reacție, determinarea. Aceste calități, combinate cu profesionalismul, îți permit să obții mare succes în viață. Ești un arbitru talentat. Ești destinată să îmbini adversarii neconectați, să reconciliezi, să unești puncte de vedere opuse. Doar tu ești capabilă să îmbini două proiecte diferite pentru a obține cel mai profitabil rezultat pentru companie. Un astfel de angajat este respectat, apreciat. La rândul tău, poți conta pe o motivație materială bună, încurajare, recunoaștere, sănătate și boli. Ar trebui, mai ales la vârsta adultă, să-ți monitorizezi cu atenție postura, încercând să previi rănirile și deformările scheletului și coloanei vertebrale. Riscul modificărilor scheletului crește semnificativ după 40 de ani. Ți se recomandă fizioterapie, consultări pentru citirea palmelor, masaj, presopunctură și acupunctură. Ești capabilă să tolerezi durerea, prin urmare nu poți observa boli cronice. În acest sens, trebuie să te supui examinărilor medicale periodice, inclusiv un test de sânge pentru depistarea la timp a anemiei. De asemenea, poți suferi de diverse afecțiuni digestive, inclusiv boli ulceroase ale intestinelor superioare, ulcer duodenal și inferioare, colită ulceroasă, boala Crohn. În acest sens, mâncărurile picante și exotice trebuie consumate cu moderație, deoarece acestea pot agrava simptomele dureroase. Destinul și norocul. Universul ți-a dăruit o soartă dificilă. Vibrațiile zilei sunt astfel încât să sporească proprietățile negative ale naturii tale. Poți realiza totul în viață prin muncă asiduă. Trebuie să înduri multe dificultăți, întristări, să depășești multe obstacole. Dacă poți supraviețui, nu te vei blaza și, arătându-ți voința, hotărârea, determinarea, vei merge mai departe, vei putea să-ți creezi condiții de viață decente pentru tine. Sfaturi pentru tine. Adună curaj, viața ți-a pregătit multe încercări. Cu siguranță poți face față la toate. Simte-te liberă să ceri ajutor familiei și prietenilor. Împreună veți depăși mai repede și mai ușor toate dificultățile, iar soarta nu ți se va părea atât de nedreaptă, pentru că ți-a oferit un mediu atât de fidel. Fii mai atentă la selectarea oamenilor. Ai prea multă încredere în oameni, în timp ce este posibil să nu fie complet sinceri cu tine. Când rezolvi problemele altor oameni, nu face aceste lucruri de dragul laudelor și mulțumirilor. Fă-o din adâncul inimii tale. Sentimentul de a face o faptă bună îți va încălzi sufletul. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, pe locul 2 ca importanță după sex, sunt cadourile. Într-o asemenea măsură încât ți le faci în mod regulat singurică. Dar aceste lucruri nu scutește pe cei dragi de nevoia de a-ți oferi cadouri pentru și fără motiv. Dar dacă ți lipsește un cadou, atunci resentimentele și reproșurile nu vor fi suficiente până la sfârșitul vieții. Nu contează că cineva se roagă pentru păcatul său cu o grămadă de cadouri, acestea sunt alte daruri. Nu vei privi cu ochi buni niciodată un cadou fără ambalaj, iubești secretul. După ce ai primit un cadou, tu nu-l deschizi imediat. În primul rând, vrei să te bucuri de el în particular. În al doilea rând, vrei să prelungești misterul. Nimeni nu va greși dacă îți cumpără lenjerie super elegantă. Ești destul de mercantilă și preferi cadourile semnificative. Și dacă sunt și ele cu semnificație și sens ascuns, atunci nu există ceva mai bun. Aparținând celui mai misterios semn al zodiacului, ești foarte fericită de darul asociat cu misticismul. Energia fascinantă și inconsecvența caracterului implică nevoia de intrigă și originalitate din partea celor dragi. În caz contrar, îți pierzi pur și simplu interesul pentru ceilalți. Un cadou neobișnuit cu un indiciu de erotism va fi adecvat. De exemplu, lenjerie neagră din piele sau latex, îmbrăcăminte și accesorii confecționate din piele autentică, mănuși, curele, genți elegante. Atunci când ți se aleg haine, este important să ghicească dimensiunea. Cea mai bună cale de a ieși din situație ar fi un plic cu bani sau un card cadou către un magazin de încălțăminte, un butic cu haine la modă. La fel de bine un cadou poate fi un bilet pentru o sesiune ezoterică, o cutie imensă cu un set magic, o figurină de cristal. Merită ca cel care oferă să aibă grijă în prealabil de ambalarea cadourilor. De exemplu, o cutie de catifea nu este suficientă pentru un colier cu perle. Este mai bine să fie înfășurată în hârtie roșie și legată cu o panglică neagră. Un smartphone, o tabletă este un cadou bun pentru tine, cu condiția ca acest gadget să fie complet absent din inventarul tău sau să fie actualizat. Nu este necesar să spun că trebuie să aleagă cele mai noi modele, îmbunătățite și funcționale. La prima vedere, poți părea oarecum sumbră, dar nu este așa. Ești atât de energică și de sexy, încât după ce ai primit un cadou cu adevărat uimitor, ești capabilă să-l răsplătești pe cel care dăruiește într-o manieră unică pentru el. Prin urmare, este mai bine să ți se aleagă cadouri pe teme marine sau de apă. Culoarea prezentărilor poate fi diferită, dar este mai bine să acorde preferința albastru, cian, turcoaz, violet, verde. Un inel cu acvamarină sau turcoaz este un cadou minunat pentru tine. Produse de blană, paltoane de blană scurte, pantofi cu garnituri de blană, diverse accesorii decorate cu blană le vei aprecia. Nu vei renunța la lucrurile cu dantelă, poate fi fie o față de masă cu dantelă, fie un set de lenjerie franceză scumpă. Este clar că toate recomandările sunt destul de arbitrare. Cel ce dăruiește trebuie să se gândească la ce cadou este cel mai bine să-ți ofere. Stelele doar adaugă câteva sfaturi. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.